articol Veronica i-a dat papucii în direct lui Viorel. Un nou scandal a avut loc între Vulpița și Viorel. După ce în urmă cu o zi, bărbatul i-a făcut bagajele și a fost cât pe ce să o dea afară din casă. De data aceasta se pare că Veronica este cea care a ajuns la capătul răbdărilor. Viorel susținea în repetate rânduri că s-a săturat de crizele de gelozie ale soției, dar se pare că nici el nu stă prea bine la acest capitol, căci i-a făcut acesteia un scandal de zile mari. Totul a pornit în urma unei propuneri de colaborare pe plan muzical între Vulpeița și Rafaelo. Asta l-a scos din minți pe bărbatul din Blejești. Veronica i-a dat papucii în direct lui Viorel. Se pare că Veronica ar fi primit un apel cu număr ascuns, iar asta l-a deranjat pe Viorel, care s-a arătat enervat și de piesa pe care Veronica urmează să o lanseze alături de Rafaelo, care i-a și adus flori Veronicăi în direct. Și de Stesi, cum arată fiul Mădălinei Manole la 10 ani după moartea artistei? Avea doar un an atunci când a rămas fără mamă, citește și Klaus Iohannis a spus clar și răspicat. Ce se întâmplă cu majorarea pensiilor? Mi s-ar părea nedrept ca... Citește și Speak și Ștefania au făcut marele anunț. După ce a cerut-o în căsătorie, acum vine o altă veste bombă. Gestul cântărețului le-a făcut pe Viorel să răbufnească și să spună că această colaborare nu va avea loc. Bărbatul a amenințat-o pe Vulpeița că dacă face această piesă își va lua adio de la familie și va fi nevoită să plătească pensie alimentară. Colaborarea nu o să aibă loc. Nici lansarea piesei aici. De când te-am văzut. Nu ești omul care trebuia să fii. Ți-o iei acasă. Nu mă interesează. Dacă pleacă, să plece. O să o bag la pensie alimentară, virgulă, a spus Viorel, motivând că nu a trecut contractul prin mâinile lui, așa cum și-ar fi dorit. Gata, Viorele, mă doare capul. M-am săturat de tine. Cu tine nu mai vreau să mai trăiesc. Să nu se mai bage între mine și Rafaelo, a intervenit Vulpeița. Vreau să văd contractul. Cum s-a semnat fără baza mea acolo? Virgulă, a mai spus Viorel,